Domnule Matieș, sunt discuții aprinse zilele acestea pe obligativitatea certificatului verde la locul de muncă. PSD înțelegem că nu este de acord cu acest lucru, în timp ce Partidul Național Liberal și-ar dori ca să fie impusă obligativitatea unui certificat verde la locul de muncă. Care sunt, cum ieșim, practic, din acest impas acum și care sunt ultimele discuții dintre partidele aflate la guvernare? Noi, Partidul Social Democrat, am încercat tot timpul să-i facem și pe partenerii noștri să înțeleagă. PSD-ul nu lasă pe nimeni în urmă. Deci Partidul Social Democrat se gândește întotdeauna la toată țara. Nu să facă echipe, cum fac alții, sau să facă separări, ăștia sunt buni, aia sunt răi. Partidul Social Democrat întotdeauna a gândit totul pentru țară și nu rămâne nimeni în urmă. De aceea, la primul proiect de lege cu certificatul verde care a fost în Senat, Partidul Social Democrat a votat împotrivă și chiar și în comisii. Eu am fost, de exemplu, în Comisia de Muncă, unde am votat, noi, Partidul Social Democrat, am votat împotrivă. Pentru că nu-i normal să intri cu bocancii în viața oamenilor. Asta a fost prima dată. S-a interzis cu o amendă de 100 de mii de lei, Dumnezeule mare și bun, oamenii și iau credit 100 de mii de lei, adică un miliard vechi, să-și cumpere casă și noi le dăm amenzi de 100 de mii de lei. De aceea Partidul Social Democrat n-a fost de acord nicio clipă. Dar știm că suntem într-o pandemie, știm că urmează valul 5, știm că trebuie să facem ceva și pentru ceilalți, adică noi întotdeauna ne-am gândit la un tot. Nu ne-am gândit cei buni, cei răi, cei vaccinați, cei nevaccinați, cei... Nu, ne-am gândit la un tot. Și de aceea încercăm tot timpul să găsim soluții ca toată lumea să fie mulțumită, să trecem și de valul 5 cu bine, să nu se mai supraaglomereze secțiile ATI, dar la fel ne gândim foarte bine și la cei care din vari motive este alegerea lor și o respect, din suflet o respect alegerea fiecăruia de a se vaccina, de a nu se vaccina. De aceea, ceea ce a venit domnul ministru Rafila, în prima fază, a venit ca acest certificat COVID, nu vorbim de certificat verde, vorbim de certificat COVID, acest certificat COVID să intre sau să fie valabil doar în momentul în care 3 săptămâni consecutive crește incidența foarte tare. După care, la fel, dacă 3 săptămâni scade incidența, noi să putem să retragem. Cu siguranță este nevoie de a fi foarte atenți, pentru că noi, Partidul Social Democrat, nu încercăm cu nimic să îngrădim drepturile fundamentale ale oamenilor, dreptul la lucru, la muncă. Nu suntem de acord. Oamenii trebuie să vină la lucru, oamenii trebuie să-și trăiască. Dar vedeți, și dreptul la sănătate este un drept primordial. Și acesta trebuie respectat. Deci noi ne gândim tot. Se pune problema dacă acest certificat COVID, da, ar trebui să fie la anumite, nu știu, sistemul sanitar, spre exemplu, medici, asistentele, Eu știu, dar în vedeți, domenii esențiale, la asta mă refer. Sunt de acord cu noastră, doamna Angelu, dar știți, nu se îmbolnăvesc doar cadrele medicale. Se îmbolnăvesc și oamenii de pe stradă, se îmbolnăvesc și antreprenorii, se îmbolnăvesc și vânzătoarele, se îmbolnăvesc și taximetriști. Oricine este expus a face o formă mai ușoară sau mai gravă de boală. Ei, când ajungem la forma gravă, că aici e problema, spunem, da, nu avem locuri la ATI. Partidul Social Democrat chiar și-a luat angajamentul că acum cu ministrul Rafila să facă mult mai multe locuri la ATI. Nu avem medicamente, nu avem... Noi încercăm, în momentul și suntem doar de 3 săptămâni la guvernare, încercăm să creăm o altă optică și un alt fel de organizare în Ministerul Sănătății față de populație. Pentru că trebuie să venim cumva să ne ferim de valul 5. Valul 5 stă și ne bate la ușă. Vedeți că suntem singura zonă verde din Europa. Apare valul 5 și noi încă nu știm, nu suntem pregătiți și o să ne trezim că același lucru se întâmplă ca și în guvernarea PNL de nu am făcut nimic. Nu avem locuri la ATI, nu avem medicamente, nu ne dorim așa ceva. Și noi vrem
ca să găsim soluții. De aceea și acest certificat stop COVID încă este în discuții ca să găsim cea mai bună variantă. Vrem cea mai bună variantă. La acest moment nu avem o concluzie, să înțelegem. La acest moment nu este o concluzie, dar se lucrează. V-am spus, nu încălcăm cu nimic drepturile fundamentale, dreptul la muncă, dreptul la sănătate. Noi trebuie să ținem cont și Partidul Social Democrat ține cont de aceste două lucruri, sunt sfinte pentru noi și noi trebuie să rezolvăm aceste două lucruri. În punctul dumneavoastră de vedere, cum ar trebui să arate această lege? Ce ar trebui să aibă în vedere? Ce ar trebui să includă? Ce responsabilități? În primul rând avem și ceea ce a hotărât Partidul Social Democrat, 15 teste gratuite. Noi trebuie prima dată să testăm, trebuie să vaccinăm cine își dorește și punem la dispoziție acest lucru gratuit și după aceea să ne asigurăm că există locuri pentru tratamentul și pentru tratarea acestei pandemii. Astea sunt cele trei care noi trebuie să le... Plus, trebuie să facem o informare corectă. Ce s-a greșit a fost informarea. Știm că celălalt... Și nu vreau să dau vina, nu, dar ne dăm toți seama. Cea mai puțină încredere în fața poporului o au politicienii. Păi nu poți să scoți politicianul să spună că el s-a vaccinat, că el ce frumos e, ce deștept e și ce de vreme acasă. Trebuie scos oamenii care avem în toate sondajele, vorbim biserica pe primul loc, vorbim armat, vorbim pompieri, vorbim oamenii aceștia care inspiră încredere, oamenii aceștia trebuie să și prezinte, mai ales medicii, Dumnezeule, avem medici specialiști printre cei mai buni din Europa, care pot să prezinte vaccinul că este sigur sau nu este sigur, sau ce conține, sau toate lucrurile astea care oamenii au o grămadă de semne de întrebare. Noi trebuie să lămurim, să dispară aceste semne de întrebare, ca omul să aibă încredere în vaccin. Și acum mă întorc cumva. Mulți dintre noi știm că strigăm vrem o țară ca afară. Păi în momentul în care 80%, 90% Portugalia, 80% Spania și așa mai departe. Adică nu pot să spun că oamenii aceia sunt mai slabi informați decât noi sau mai ceva, un grad de inferioritate față de noi. Se poate spune. Atâta timp cât acele popoare sau acele țări au un grad de vaccinare de 80-90%, păi și atunci unde-i vrem o țară ca afară? Dacă la noi se întâmpla în România ceea ce a făcut Austria, care de multe ori ne uitam peste gard la Austria și mai ales noi din Transilvania, ne uitam peste gard la Austria, la austrieci, în două zile au făcut lockdown, au închis țara, efectiv două săptămâni. Nu cred că se putea la noi.